Unul dintre cei mai aprigi contestatari ai Partidului Social-Democrat, Tudor Barbu, poposește când ajunge în Gorj în apartamentul unui primar social-democrat. Senatorul a fost găzduit de câteva ori în imobilul pe care edilul din Tismana, Marian Slivilescu, îl deține în Târgu Jiu. Barbu spune că acest lucru este normal pentru că are o relație de prietenie cu Slivilescu, iar culoarea politică nu contează în astfel de situații. Tudor Barbu recunoaște că a înnoptat de câteva ori în apartamentul primarului social-democrat Marian Slivilescu, însă afirmă că acest lucru este normal pentru că este prieten cu edilul. Faptul că prieteniile în general nu au legătură cu politica, nu țin cont de apartenența politică, este pentru orice minte sănătoasă un adevăr. Dacă ești sănătos la cap, știi că nu ții cont de culoarea politică atunci când ai sau nu ai un prieten. Asta una. Al doilea, nu locuiesc. Am stat în acel apartament de câteva ori atunci când a fost nevoie. Marian Slivilescu recunoaște în presa locală că senatorul i-a solicitat să stea în apartamentul său. E adevărat că mi-a solicitat apartamentul și a stat o dată sau de două ori acolo. În rest, locuiește fiul meu când vine de la București, a spus primarul de la Tismana pentru Gorj Domino. Tudor Barbu a fost coleg de partid cu Marian Slivilescu în PPDD, însă după ce au câștigat mandatele de aleși locali, cei doi au părăsit formațiunea politică.